Fraților, bine v-am găsit la un episod din seria asta de Eurotaxi, mă între 2 semnaturi de Dan 6. Stai. M-am pus pe contrasens așa ca MCV-urile, băieți, ca să-l aștept pe Dan 6. Se vine și el ca sta puțin. Și... stați să plec de aici. Bun. Și uitați să apăsați pe un de like dacă aveți în continuare episoade din seria noastră de Eurotrack. Și na, ce pot să spun. După cum vedeți, nu mai am niciun ban pentru că am reparat tirul și l-am bușit iar, am 13%. Dar... na, aveam deja la el 47, nu mai puteai să faci nimic. Și mi-a luat și rata de 2 ori banca, așa că... că rămăsesem cu 4.000. Na, am avut 30.000, ce să facem? Asta e. Încercăm să nu mai bușim tirul. Și să facem bănuți de aici încolo. Și na. Nu știu, am o întrebare. Acum văd că tirurile sunt limitate la 110. Și nu știu dacă... am văzut că poți să faci upgrade la tir. Nu știu dacă... dacă îi faci upgrade, va crește viteza, pentru că din câte am văzut pe net, ele le-au ăștia l-au limitat la 110, pentru că pur și simplu nu o să vezi în viața reală un tir care merge cu mai mult de 110. Dar de ce mai poți să upgradezi tirul dacă nu ți-a viteză mai mare? Adică de ce mai există chestia aia de upgradat? Că m-am uitat. La motor, zic. Poate la interior la chestiile astea, da, am înțeles, poți să-i mai schimbi lucruri. Dar de ce există... bă, poate merge, dar îți crea acolo, dar mai adună, nu știu. Mă gândesc, oare să fie chestia asta limitată pentru cele care nu stunate și dacă eu le voi... uite, merg mai repede ca în așa, câte tone ai? Scuze, n-am vrut! Câte tone ai? Nu știu, stai, că nu pot să fiu atent și la tine. Am 15 tone. Și mă gândesc... 20 de tone. De asta merg mai repede. Hai, te mai aștept. Și mă gândesc, fraților, oare dacă eu l-aș upgrada, o să crească viteza sau tot la 110 o să rămână limitat? Mă gândesc, oare limita asta e pentru cele care nu stunate, gen? Pentru că mă gândesc că el are acum 400 de cai. Dacă îl ducem în 750 de cai, n-o să crească, adică bă, în viața reală... E posibil doar să aibă tracțiunea mai mare, gen, să plece mai repede de pe loc, dacă are greutate mai mare. Atâta tot. Zici că tot 110 o să ia mereu? Da, gen, asta cred că o să iei, că e limitată, știi? Na. Și numai o să aibă mai multă putere la pornire și chestii. Dar ție Scania-ul ăla ți-a luat mai mult de 110? Scania-ul ăla? Mhm. Nu, era limitat. Parcă. Păi înseamnă că toate sunt limitate, mă. Înseamnă că nu mai contează motorul. Dacă faci motor de 750 de cai, nu se simte diferența. Bă, dar ce poate? Poate ăla era stock. De unde știi? Nu știu ce să zic. Mergi cu faza lungă sau faza scurtă? Merg cu faza lungă, că e atât de beznă. Știu că nu e ok, fraților, să mergem cu faza lungă, dar efectiv este foarte beznă și în viața reală... Apasă-le să vezi, s-ar vedea. Da, nu, am văzut. Stai, ne știi că am văzut. Deci nu înțeleg, fraților, în viața reală nu e așa, frate, la 3 dimineața, adică e beznă, dar pe autostrăzi din astea, cu stâlp de iluminat, totuși mă gândesc că aici, uitați-vă un pic cum se vede, na, eu nici nu văd drumul, efectiv, dacă scot faza lungă. Dacă scot faza lungă, nu pot să merg așa. Uitați-vă puțin cum se vede. Deci nu pot. Na, măcar luminile au logică în jocul ăsta, știi ce zic? Da. Că în GTA nu prea. Cu lumini sau fără tot aia. Da, te-ai jucat Euro Truck Simulator 1? Îl știi? Nu. Mamă, deci l-am avut când eram mai mic. Ăla a fost primul care, al doilea care m-a jucat, știi? Păi, dar e nasol, e super nasol. Pentru că lumina nu e realistică deloc. Și gen, lumina de la soare sau chestia, lumina de la zi, te răpește și nu poți să vezi nimica. E super nasol. Nu poți să te joci din interior dacă vrei să te joci din interior. Nu stai mult mai ok, să zic așa. Bagă-te pe banda întâi. Pe care banda? Pe banda întâi. Ah, okay. A doua, pardon. Bine, a treia. A doua. Știi care e a doua? Aia din stânga de tot. Se numără de la dreapta la stânga. La mine de pe acum mi-a apărut banda asta. Hai. Ce faci, mă? Bă, du-te pe banda a doi. Ți-am mai spus o dată. Tu erai banda asta din mijloc, e banda întâi, omule. Bine, se numără invers, de la dreapta la stânga. Nu știam că e de la stânga la dreapta. Hai de pui mei, să nu ți-ai permis niciodată. Bine, hai, lasă-și. Bine că practic e banda a treia aia, că e și banda de urgență.
Da, deci te-ai oprit. Ca să te aștept. Nu mă mai aștepta. Las. Vreau să te văd cum te miști. Nu vezi fundul? De ce mergi pe două benzi? Deci mi-e chiar și cam valoare. Da? Stai așa că vin acum. Mă, că nu mai merg. Bă, cum îmi porneam și celălalt oglindă? Oglinda din dreapta, că nu mai știu. F3. 3, mersi. Dar n-ai oglindă de la tir? Bă, dar n-ai oglindă de la tir? Ce să am? N-ai oglindă de la tir? Ba da, mă, dar oglinda din stânga, din dreapta. Nu văd. Păi apasă F3, că o vezi. Păi nu trebuie să-mi dau și cu mouse-ul, că eu apăs F3. F3 mi-închide mapa, bă. Păi nu mai știu pe ce atunci. Ia o comandă și-ți bagi o oglindă în dreapta, știi? Da, știu. Stai că parcă știam. Bă, stai că parcă era pe 6. Nu era pe 6. F2. Da, bă. Hai că e bine, că așa poți să vă știi și când... Ai grijă. Da, da, da. Do. Mamă, câți bani ai? Bă, nu mai vii? Lăsă aici, mă, te-am 20 de tone. Dar, ce consumai? Păi și nu atingi, am 64. Mamă, 64 nu 53. Cum ai, mă, 53 cu 20 de tone? Da, mă, asta am consumat. Bă, dar cine, ce tot mă sună, mă, bă, stați așa. Este ca drum pe aici, băieți. Mamă, da, Infinity vorbește la telefon în timp ce conduce, nu-i frumos. Bă, ce faci ăsta, mă? Să mă duc în el? Ziceți, băieți. Acum nu știu dacă s-a dat pe mult mai pe Discord și voi l-auziți, dar... Am făcut avarii 5. Mă bădează, totul bine. Nu se că nu mai zice nimic, nu mai vorbește. Mă auzi? Da. Bine. Te-ai pus pe mă și pe... ăsta. Da, mă. Am vorbit eu cu băieți. Ce-ai zis? Ce-ai zis? Da, le-am zis că ești mârlan. De ce? Nu știu, ce-a mai venit. Nu mă zic, mă. Am întrebat ce mai fac, cum e viața, femeia, copii. Dar nu mi-a răspuns înapoi. Păi întreabă-mi mai frumos. Nu le plăcut cum le-ai zis. Posibil. Data viitoare, next time. Ia auzi, mi s-a plătit iar rata. Este pe minus cu 2000. Mamă, de mine de pe acum mi-a plătit-o. Gen atunci când am vrut să zic. Vorbeai tu de nu știu ce, atunci mi-a plătit mie rata. Prima oară. Cam ia-și picioare. Nu știu de ce e a doua oară. Haide bă, hai tirule, hai, dă din picioare, dă din picioare. Ți-am zis că te vezi în... bă. Dar nu era mai bine dacă nu luăm o Scania. Nu. Nu tot 110 luai, mă? Uite, cam tot 113. Da, bă, dar poate era altfel, bă, poate avea interiorul palb. Extra. Da, la 100... cel mai ieftin tir nu o să-ți dea mânceată. Cât trebuie să-ți dea. Mi-e frică, bă, mi-e frică să mă mai merg așa cu 110. Că mică mă răspunea. LOL! Am prins 116, 17, 18! Am 120! What? Vale poate prins, dar așa ca motor nu cred că prinde. Da, bă, uite aici e vale, da, ai prins atâta. Uite și eu am 120. Deci motorul după 110 nu mai accelerează, deci s-ar putea să fie de la server, păi da. Adică dacă îi facem upgrade nu ne ajută cu nimic. Păi da, asta mai era de la server, știi de ce? Pentru că ca să nu fie prea mare tam-tam, să zic așa, știi? Și au pus o limită de viteză la toți. Da, mă, dar n-aș pot să zice că e mic, nu știu, era mai mișto cu 160 dacă vrei să mergi. Ești nebun, eu cu 110 mă dau pe parte, da, pe 160.
Nici nu se mai aude motorul după 111 de acolo. Când am luat-o în valii, nu se mai auzea nimic, ci că era motorul oprit. Băi, eu mai am 57 de kilometri. Ajung cam într-o oră. Mamă, ai grijă aici, că e o curbă, știi cum e? Ai grijă. Ai grijă în față, la curbe. Ok. A, dar ești... Mamă, dar te-ai dus un pic. Era să mă răstorn. Mamă, dar... Curba asta, mamă... În episodul trecut cât de greu a fost pe munții aia. Mă răsturnam la fiecare curbă. Chiar ești curios să văd. Mai de cap, nu știi cum era? De fost. Extrem de greu a fost. Pe munții aia, fai de pui mei. Luam și cu contrasensul, că nu puteam altfel. Nu, mă, era să mă răstur. Ți-am zis să ai grijă, dar tu nu înțelegi ce se face. Am crezut că e cealaltă curbă, bă. Da, bă, ce ai? Am zis de la curbele din față să ai grijă. Că sunt mai multe. Numai la una, la a doua era să mă dau pe parte. Sunt mai multe. Hai. Bă, am băut un Monster și acum mă doare capul. Știi de ce? Că l-am băut cu paiu. De asta doare capul, că bei un energizant cu paiu? Bă, da, posibil. Da, de asta îți spun eu. Am început, la, când mă jucam Fortnite, gen, acum 10 minute, am început să-mi tremuri mâna, pe tăsătură. Mă claxonat atunci m-a speriat, băga mea și picioarele ce m-a speriat. Mamă, colegul? Da, nu văd. Băi, știi camioanele din 2000? Când toți ăștia aveau... Aha, ne-am întors în Zurich să-mi bag picioarele, numai în Zurich aveam. Păi, în Zurich ne-am luat. Te pup! Uite, vezi ce scrie? Current City Speed Limit, 60 de km pe oră. Păi și nu poți să scoți cumva chestia asta? Mama. Ce faci pe capa? Pe capa? Bași faza lungă dacă ai farurile activate. Ok, am zis. Mama, ce mă enervează cu 60 cum merg. Imaginează să fii jucat cu ăsta, să-l numim și amendă de viteză. Păi nu-ți mai iei amendă la 110, să mă apucearele. Gen, să mergi așa, să respectăm tot, știi? Să stai și la roșu și chestiile astea. Bă, mă, ce mă salut cu băieții aici. Bă, mai am 6 km, tu ai terminat? Eu am ajuns. Acum predau. Am bun. Păi hai că acum o termin și eu. Aproape. Mai facem o cursă, da? Mai facem o cursă pe episodul ăsta, da? Da. Pam 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 pararam pam 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 pam. Ia că parchezi tirul, fii atent. Fii antena. Ăsta antena, bro. De nu mă fac de râs. Încearcă să-ți reparchezi de pe ala cu 40 de puncte. Să văd dacă te pricepi. Nu, las-o așa. Nu mă pricep, las. Nici nu mai, decât să nu mai primezi niciun ban, las-o așa. Fac eu experiență. Da, am nevoie. N-am fost atent și m-am urcat pe bordură, bă. Vezi că putem să ne luăm curse de aici. Ai auzit? Putem să ne luăm curse de aici. Cred. Sau? Nu știu. Bun, am terminat, bă. Ce-am făcut, mă? Băgă-mi ești picioarele în el. Ce văd el? Mă chinuie aici.
Nu, că eu nu mă las. Ce faci, doamne, șase? Vă că ești aproape de mine. Păi da, păi am terminat cursa. Acum ies din, de la ăștia, din curte. Hai, bă. Gata, m-am parcat-o. Bravo. Bă, îmi dă-ți apă. Mă, greu. Vino cu ăla mine, că putem să luăm curte de aici. Vii? Aha. Uh-huh. Bun, hai că... Eu mă bag aici să mă mai uit. Ia să vedem, vreau pe bunuri de valoare. Am văzut pe net că e bun cu bunuri de valoare. Bun. Ok. Am numai... Stai așa. Ah, lol. Așa. Ce, mă? Asta aici, la Zurich. La nume. Eu sunt la aia de lemne. Stai să văd pe unde mă bagă. Stai să ajung pe autostradă să văd pe unde mă bagă. Bun, stai un pic că... Fac și eu... Te iei de Kazaku. E un român aici. Sunt mai mulți români. Sunt mai români pe trackers, mă, pe ăsta. Bun. Vezi ăla Triet? Ăla? Acolo-s eu. La Triet ăla? De acolo plec acum, da. Zurich, hai acolo. Da. Acum, eu fac dreapta acum pe autostradă, nu mă duc în Zurich. Bun, nu, hai că vin acum acolo. Am drum fix pe lângă tine. Păi tu e în față, practic, tot în față de pe lângă Triet. Păi acolo mergem, avem același drum. Fraților, mi-am luat o din asta în Strasburg, că am de acolo o cursă mișto de 12.000 de kilometri, de euro. Și el și-a luat în Salzburg, nu, în Stuttgart, care e lângă Salzburg. Bine, e în altă țară, dar e lângă. Deci, și okay. Am făcut și avare 17, am zis. Și e bine că mergem într-un fel la fel, dar nu mergem. Hai că te aștept aici pe autostradă. Vezi pe autostradă, nu te du la Triet acolo. Nu, păi merg tot înainte. Pe lângă, numai... tot înainte vin că... Păi da, pe așa vin. Dar să-mi spui, ești pe prima bandă? Acum sunt decor. Te aștept cu avariile. Nu te văd. Păi nu mă vezi încă. Vezi pe a doua bandă, vai din ea. A, gata, te văd. Uite, vine Edi Kazaku. Edi Kazaku. Nu mă clopsonează. Nu mă teacă. A, ba da. Un bărlan. Hai mă, vii! Să vii ce-am... Câte tone am? 22 de tone. Hai, treci. Tu ai pe acolo? Da. Eu iau invers, tu ai în dreapta, eu iau în stânga. Te-am știut degeaba, uite, Strasburg înainte, Stuttgart în dreapta. Da. Lasă că ne... Lasă că ne vorbim prin stație, da. Te sun eu când ajung la Strasburg. Bine. Și dăm, vezi că după mergem în Milano, gen, ne dăm înapoi la garaj. Nu, că după am... Păi nu, că vii tu în Strasburg din Stuttgart, că ai 100 de kilometri, vii pe jos, vii cu tirul normal, fără remorcă. Și de acolo am în Austria ceva mișto. Dar am 600 de kilometri lungă și 12.000 de euro îmi dă. Și am nevoie de bani. Încerc și eu să... Păi o să ieși tu, să putea de acolo. S-ar putea să ieși și tu, numai că tu n-ai fost în Strasburg deloc. Și de asta nu-ți apare. Mie mi-apare pentru că am fost în Strasburg. Da. Ți-ți apare acolo la toate din orașele în care ai fost. Ce? Păi vii tu până la mine. Da, că e aproape. Dar poți să-mi pun pin de la, nu? Stuttgart e în Germania și Strasburg e aici, în Franța. Ce? Am făcut avariu pe la asta. Eu n-am făcut la remorcă de când mi-am... Cred că am făcut 2% odată atât. În rest numai la tir am făcut. Păi cu remorca, eu, cu remorca în grijă. Eu m-am întors spre Zurich. Am înțeles, Zurich e acum aici, lângă mine. Uite Zurich. La granită, cred că. Sunt lângă Zurich, uite, trec acum. Am plecat, așa, ok. E bine.
Bine, cam puțin până în Strasbourg, adică mai am doar 187 de kilometri. Ok. Și după aia sper să ajung la cursa aia de 12.000, că aia zicea că expiră în 11 ore, ceva de genul. Și sper să ajung la ea. Eu mai am 7 ore și ajung în 2 ore. Păi nu, pe mine interesează să prind cursa aia de 12.000 de euro. Că dacă nu o prind, aia e. De, pentru asta mă duc în Strasbourg. Am avut curse de 16.000 de euro. Da? Da, da, erau. Da, dar nu știu, mă, nu știu de ce ție îți dă mai scumpe ca la mine. Că tu ai făcut, tu ai mai puțin level ca mine. De cât level ai? Păi eu am level 4. Păi eu cu așa fac 4, am 3. Păi și de ce? Da, da, știi de ce, știi de ce ai tu levelul ăsta? Pentru că tu faci parcările, bă. Da. Păi da, eu știu să parchez. A, păi eu cred că știu, dar mă complic și nu vreau. E mai bine mă joc așa, știi? Bă, dar cred că am să-mi schimb claxonul, că nu-mi place, că până găsesc cu... cum... eu... da, e ciudat. Îmi sună cineva pe Discord. Dar nu pot să-i răspund, că trebuie să-mi închid jocul. Nici să nu-i răspunzi. Lasă așa, mai bine dai pe nu deranjă. Tână. Te sună Cipri, cred. Am și melodie. Ți-ai pus radio? Nu, mă, melodie de la Discord. Tână. Mamă, ce mă enervează melodia de la Discord. Gata, s-a oprit. Infinity, bagă și tu o melodie la băieți. De-aia cu NKS. De chiar mai merge? Gen să pui melodii de la ei? Nu știu, mi-a luat niște claim-uri pe NKS-uri. Adică se cheamă NKS și eu fix acel S mi-a luat. Bine, mi-a luat claim-uri, nu mi-a luat copyright-uri. Claim-uri, da, adică sunt niște avertismente din alea, aiurea. La claim-urile numai pe audio, atâta. Dacă n-ai arătat videoclipul, nu-ți dă... gen, nu-ți dă drepturi de autor, îți dă numai claim. Pe audio. Și de unde știu asta? Ai fost YouTuber mare, de aia, nu? Da. Sau? Tot așa de la un YouTuber, când am început să-l urmăresc, avea strike pe canalul mare și a făcut un canal mic. Și gen, punea manele, știi? Și zicea, și chatul zicea că o să-și iei strike și pe canalul mic. De el a zis că nu, că și-a claim-uri. Și mi-a explicat atunci ce sunt claim-urile și am reținut. Și e tank. Înțeles. Deci așa faci. Bă, vezi că eu de seară vreau să mă joc Fortnite. Că e de la. Vii și tu? Ce e de seară? De la care cântă concert. Cine cântă? Smiley? Nu, mă. Atunci? Ăla Aoki. Cine? Dead Mouse. Ăla Aoki, mă, nu mai știu cum se cheamă. Nu mai știu cum îl cheamă. Așa? Așa, ăla care o cântă și la Neversea ăla. Și care problema mie mi se bucurește uneori harta, nu mi se descoperă în unele locuri. Păi nu, și de-aia gen mă joc acum cu tine, facem episoade, cele mai frumoase episoade din luna mai. Na, și știi? Și stau acum și mă joc cu tine. Păi tank. Până nu fac 100 de... Eu nu las Eurotrack-ul până nu fac 100 de mii. Drum bun. Ai, mă lași. Că... bă, stai, e 4. Păi stau destul de mult. Gen, până mă plictisesc, până... și dacă mă plictisesc, mă mai joc și... mai. Nu, te plictisești. Gândește că faci bani și nu te mai plictisești. Bă, sunt momente în care mă plictisești și nu mai vine așa și după... stau 2 minute în pan și după iar îmi vine cheful, știi, ceva de genul. Păi înseamnă că te gândești la examen și de-aia. Dacă îmi vine chef să mă joc Fortnite, mama, iar mă sună. Dacă îmi vine chef să mă joc Fortnite sau CS, mă duc să mă joc. La asta mă joc, fac bani cu tine. Chiar scură să văd cine mă sună. Să mă uit pe telefon? Nu. No. Să las așa în suspansă, să nu-i răspund. Bă, de insistent. Cipri te sună. Sau Steven, pui mei. O mă sună pe mine Steven, bă. Nu mă sună pe mine, apoi pe tine. Dar pe telefon nu-mi dă nimic că m-ar fi sunat cineva. Hai să-mi pun telefonul în husa asta de aici, de la bord, ca să pot să mă uit pe GPS. E prins? Dacă-mi sună și telefonul, mă las.
Ah, Ștefan mă sună, mă. Ștefan ăla? Da, Ștefan. Le dă treabă. Pe, lasă-l acum, nu-i mai răspunde. Zic că ești la volan. Mai. Zic că conduci spre Stuttgart, ai ieșit din România. Așa, uzi, la volan. Oh. Volan. Mamă! Era să... Mamă, ce era să fac cu tirul ăsta, era să-l fac praf. Dar de ce ai spus pilotul să mă? Spune-i, sunt la volan. Da, sunt la volan, zic. Bă, unde mă duc eu? Vai. Mamă, ce drumuri într-o tocheate ăștia. Cât mai am? 27 de kilometri. Dacă o iau pe aici. Ai. 6 ore și eu ajung în... jumătate de oră, cică. Mi-am ajuns. În Strasburg. I-am zis că mă duc să mă ajung pe la un 7. Deci ne jucăm până la 7. E bine? Eu zic că e da. Zici și tu ceva, bă. Că da, mă, da. Se aude pe episod. Păi dacă vorbești mult. Păi dacă se supără ăștia pe mine și nu se mai uită la episod, că mă aud numai pe mine. Un pariu. Da? Dacă faceți asta, sunteți mărlani, bă. Haide, băi. Vreau așa de 15 puncte ca să prind cealaltă cursă. Opa. Hai repede. Ce ai făcut, mă, nene, mă? Mam. Aproape m-am ajuns în Stuttgart. Gata? Mai am un minut, 2 km. Excelent, 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 bun, bun, mulțumesc de bani. M-ați umplut de respect. Oferte, ia să vedem. Bă, ce fac, mă? Stai un pic să pun asta, să pot să oferte, citim. Bursă, transport. One pe aia de 12.000. S-o iau? One până în Salzburg, da, în Austria. Stai puțin, să termin și eu cursa și zic. Ok? Tu ești în Stuttgart. Zi-mi dacă ai în Salzburg din Stuttgart. Mm-hmm. Dar hai repede, nimic. Că expire. Așteaptă-mă. Cine te grăbește? Cine te grăbește? Cine te grăbește? Tu, ventilație. Așa. Îmi dă din astea, marfă fragilă. Cine te grăbește? Cine te grăbește? Cine mă grăbește? Ia să vedem. Administrare șoferi. Afișare hartă. Agenție recrutare. Angajare șofer. Dacă mi-angajez un șofer, trebuie să extind garajul. Dacă vreau să-l iau pe ăsta, nu prea are rating deșteptul ăsta. Băi, bun, fraților, cam atât jucați episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Și noi, sigur, ne vedem data viitoare. Pa, pa!